Încordare și deznădejde, atât puteai citi pe chipurile localnicilor din comuna Gălățeană cu Dalbi. Chiar dacă noaptea se așternea ușor peste sat, lumea fremăta. Nu e loc de odihnă, chiar dacă o zi întreagă oamenii au muncit să îndepărteze mâlul din locuințe. Multe dintre gospodăriile inundate sunt încă sub ape, iar localnicii abia au reușit să își salveze câteva bunuri. Oboseala de peste zi abia se mai simte sub teama că totul s-ar putea repeta. Noaptea și noaptea asta ce o să faci? Uite jos, stăpânul ăsta, unii poate, ăsta-i mai mult. Vrem să ne ducem, eu la mine nu mama mea să dormă acasă, socru nu am, nu avem urgine, nu avem ajutor, nu avem nimic. S-a adus băiatul. A, v-a adus un auscat. Am adus într-o mașină acolo, dar stăm afară că v-ați văzut că plouă. Păi anul din de la ora 21. Și din Tecuci am auzit acum a venit un băiat, plouă rău de tot. Și noi așteptăm și o stăm cu aici, n-am cum, trebuie să stăm aici. Vedem, nu. Cine poate să doarmă în casă? Așa deodată ne-au luat pe surprindere apa, au venit vecinii. Noroc că am avut câțiva vecini de ne-am mai luat de aminte. Am zis că murim. Băiatul era dincolo la cameră, casa lui și nu putea să vină la mine să mă vadă din cauza apei. Și câțiva metri între casă. Da. Păi câțiva metri, dacă era valurile, cât eu te atât, cât de un metru. Și în aceeași curte nu putea să vă... Nu ne-am putut să ne vedem până s-a terminat apa. Sute de familii din județul Galați și-au pierdut într-o singură noapte aproape totul. Ei trăiesc acum din mila consătenilor mai norocoși pentru că au fost ocoliți de viitură. Ce ați adus la? Din cărțat, plovere pentru băiat. Cam și eu. Foarte tare. Cam și eu. Nu, noi nu, că suntem în sus și nu suntem afectați. Dar știu ce înseamnă că am și eu un băiat și știu ce înseamnă copii. Sufletul de mamă? Foarte mare. Mă lăs când vedem ce e aici, azi noapte am venit. Eram scăzut jos din picioare. Este foarte dureros. Tone de alimente și apă au fost distribuite de la Consiliul Județului pentru sinistrați și pentru salvatorii de la ISU, poliție și armată. Acestora s-au adăugat alte ajutoare alimentare ajunse în această noapte în localitățile afectate. Ca să ne putem apăra, ați văzut, avem mare nevoie de motopompe. Din fericire a ajuns și la noi o motopompă de mare capacitate pentru că am avut, dar nu e suficient vis-a-vis de toată lungimea locației. Sperăm cu apa minerală care am primit-o până acum, sperăm să facem față pentru prime urgențe. Mâine dimineață începem să distribuim, până acum am reușit să ne descurcăm pe plan local, pe unde oamenii, pe unde noi ca primărie, dar de mâine o să formăm o comisie în care mixtă, în care să putem să dăm la fiecare familie în mod echitabil tot ce am primit, un minim necesar. Orice ajutor alimentar și chiar îmbrăcăminte este binevenit în localitățile afectate pentru că multe dintre familii sunt sinistrate. Ce ați venit? Cu pături, ulei, conserve, pateuri, apă, cea mai mare deci parte. Deci alimente de strictă necesitate. Da, da, da. Era nevoie pentru sinistrați. Nu vedeți? Se cere. Drumul a fost greu, ați reușit să pătrundeți da, până da, în zona da. Asta? Da, 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 nu, a fost foarte ușor de ajuns aici. Pericolul de noi inundații nu a trecut nici la 36 de ore după potop. O nouă avertizare meteorologică de precipitații abundente a coincis cu o viitură ce amenință locuitorii din Valea Mărului. De familii care locuiesc în zona cea mai joasă din comună sunt în pericol. Autoritățile locale s-au mobilizat pentru evacuarea de urgență a locuitorilor din zona amenințată de ape. Nu știu, 50 de case, cel puțin, ori 8, ați noapte ați fost ocoliți, sperați, reușiți? Am încredere în voi, reuși. Copiii și vârstnicii au fost primii scoși din zona amenințată. O femeie a leșinat în timpul evacuării în urma unui atac de panică. Ea a fost imediat luată de săteni care au ajutat-o să își vină în simțiri. Starea de tensiune creștea de la un minut la altul. Un angajat al Serviciului Local de Protecție Civilă îi avertiza pe oameni cu privire la nivelul apei. Apa e la buza asfaltului, vine de la Mândrești acum.
Viitorul de așa e la intrare în sat. Mai e vreun stabil în cale ei sau ajunge aici? Nu mai, ajunge, acum ajunge. Vestea unei noi viituri s-a răspândit cu repeziciune în satele vecine, deja lovite de ape cu o noapte în urmă. Aceasta a lovit la miezul nopții, însă fără prea multă forță. Apa a reușit să pătrundă în câteva gospodării situate la marginea satului. Pericolul nu a fost îndepărtat pentru că imediat a început să plouă spre disperarea oamenilor. Mai mult, căderi de precipitații sunt așteptate și zilele următoare, situație ce ar spori pericolul de noi inundații.